Domnilor, suntem Gina Vacariu și Sergiu Cora. Este breaking news la Antena 3. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Sergiu, este incredibil la ceea ce asistăm. Practic, avem cel mai performant institut de pneumologie. Avem această situație. A fost un incendiu extraordinar de grav, doamnelor și domnilor. 5 morți până în acest moment, conform unor surse. Și vine, Sergiu, informația aceasta cu aerotermă. În institutul cel mai performant din țară, în buricul Buricul târgului, cum s-ar spune, da, sunt mai multe ipoteze luate în calcul. Cert este că avem o tragedie, o tragedie care vine după altă tragedie. Vreau să mergem, doamnelor și domnilor, chiar acum la colega noastră, Roxana Ciucă, pentru că tot vorbeam de ipoteze. Roxana, ai urmărit de dimineață tot ce se întâmplă, toată desfășurarea de forțe în ceea ce privește ancheta. Spune-ne până acum ce se conturează cel mai mult, care dintre ipoteze? Da, sunt foarte multe informații care vin, valuri și de informații peste noi. Din primele date, iată, reiese că a fost vorba de un scurt circuit, acum urmează să se stabilească cu exactitate. Vorbim de un bilanț negru, 5 morți până în momentul de față, o anchetă în plină desfășurare. Să știți că în aceste clipe sunt ridicate trupurile neînsuflețite, persoanele decedate, carbonizate. E chestiune de minute, dacă vreți, până când medicii de la Institutul de Medicină Legală, doctorii de la Institutul de Medicină Legală vor ieși de aici, de la Spitalul Matei Balș, vor duce trupurile neînsuflețite la Institutul de Medicină Legală pentru autopsie. Nu au fost identificate cadavrele până în clipa de față și asta pentru că, unu, sunt carbonizate, extrem de greu să se facă acest lucru, și, doi, o informație pe care am primit-o chiar acum, se pare că procurorii de la PTB nu au primit, deși au solicitat de la primele ore ale dimineții, lista pacienților cu COVID internați pe saloane, n-au primit-o nici până în momentul de față. Mare atenție! Două camere de supraveghere, imaginile de pe două camere de supraveghere au ajuns chiar în aceste momente în posesia procurorilor și sunt trimise la parchetul Tribunalului București pentru a fi audiate. Vedem ce se va întâmpla. Audiere avem și la Poliția Capitalei, acolo cu ochii în lacrimi, spun asistentele, infirmierele de acolo. Ne-am văzut moartea cu ochii. Doctorul Apostolescu a fost cel care a spart geamul, a intrat pe geam ca să salveze pacienții. Sunt două ipoteze în momentul de față. Unu, că focul ar fi izbucnit de la o aerotermă pe care acum ceva timp ar fi adus-o fiica unei paciente internate acolo. Doi, e o variantă potrivit căreia, iată, s-ar fi produs un scurt circuit la instalația de oxigen din cauza unui domn mai în vârstă cu barbă care avea în priză și încărcător și tabletă și telefon, își tot scotea masca de oxigen și s-ar fi produs din cauza faptului că, iată, priza respectivă ar fi fost supra-solicitată. Oamenii de aici, eu acum sunt în spatele Institutului Matei Balș, îmi spunea o doamnă care locuiește fix la etajul 1 că a auzit o bubuietură extrem de puternică, ca și cum ar fi fost niște butelii care ar fi explodat. Început dosar de cercetare penală în rem, doamnelor, domnilor, așadar, pentru mai multe infracțiuni, printre care ucidere din culpă, de asemenea vătămare corporală din culpă și avem și ceva indicii referitoare la protecția muncii. Ce vreau să vă mai spun? La ora 19 este foarte posibil să fie un protest aici la Institutul Matei Balș. Sunt foarte multe persoane care au făcut grupuri pe Facebook și au spus că haideți să venim acolo pentru că n-am învățat nimic nici după tragedia de la Colectiv. De asemenea, n-am învățat nimic nici după tragedia de la Piatra Neamț. În aceste momente am să rog tare frumos pe colegul meu undeva la parter, te-aș ruga să focalizezi. Îi vedem pe pompieri acolo, vedem și procurorii pentru că au reușit, iată, să intre și fac cercetarea la fața locului. Trupurile neînsuflețite, iată, i-au fost găsite și pe hol și în baie, dar sunt informații care nu pot fi spuse la televizor. Rămânem în continuare aici, vom urmări de aproape desfășurarea evenimentelor și vedem, doamnelor, domnilor, ce se va întâmpla în continuare și care vor fi datele de ultim moment. Roxana, se conturează, spuneai, două ipoteze din ceea ce ai reușit tu să afli, și anume că incendiul ar fi izbucnit, e o variantă, de la acea aerotermă, o aerotermă care era băgată în priză, în acel salon, pentru că era frig, și am văzut și mărturia acelei rude, ruda pacientei respective, a spus că mama ei i-a povestit că e foarte frig și că dacă poate să aducă o aerotermă la spital. Și a adus acea aerotermă. Deocamdată cu semnul întrebării dacă acea aerotermă era băgată în priză. Deci ar fi asta o ipoteză. Și a doua, spuneai tu, că ar fi pornit totul de la un încărcător băgat în priză, un încărcător de laptop ce era al unui pacient.
Ai idee sau mergem spre o variantă mai mult în acest moment, că avem și mărturia pacientei respective, a rudei pacientei respective, care spunea, menționa, atenție, de acea aerotermă pe care a adus-o în salon pentru mama ei. Acum vedem și dacă se confirmă povestea cu aeroterma și cum anume a ajuns acea aerotermă, iată, să fie transportată, să intri cu aeroterma, adică s-ar fi făcut acest lucru cu acordul doctorilor. Înseamnă că n-a fost cald în salon și iarăși și acolo este o problemă. Sunt toate pistele, toate variantele analizate în momentul de față și e greu să spunem care este cauza incendiului. Dar nici nu știu dacă vom afla curând care va fi cauza incendiului, pentru că, iată, la 2 luni de zile de la tragedia din Piatra Neamț, nu avem expertizele nici în momentul de față gata. Da, adică despre ce să vorbim aici? Ce mai știu este că și în această după-amiază profesorul Străinu Cercel va ajunge, iată, la Poliția Capitalei pentru a da explicații și dacă acum, doamnelor, domnilor, este începută urmărirea penală în rem, adică pentru faptă, nu și pentru persoană, să știți că mâine sau poate chiar după amiază nu este exclus în nicio formă să înceapă urmărirea penală și pe persoană. Adică, da, să avem persoane puse sub urmărire penală. Aseară, 2 infirmiere erau aveau grijă de cei de pe salonul de COVID și înțelegem că nu ar fi fost mai multe persoane acolo, 2 infirmiere și 2 medici, dar v-am spus, urmărim ce se întâmplă și de îndată ce voi avea și eu alte detalii, voi reveni în direct. Îți mulțumim, Roxana Ciucă, pentru toate aceste informații.